adică foarte mulți oameni reale, cu valorii în el. Deci, fixezi domenii de ființă, foarte mulți oameni reale. Și asta înseamnă că, în mintea mea, X și vin de la minus infinit la plus infinit, foarte multe de ani. Și Y care apar, tot așa va fi o mulțime de la minus infinit la plus infinit. Nu știu cum va fi ordonată ea, dar o să vedem îndată. Am luat noi niște valori, când X-ul e 0, pentru 0, Y care apare este 1, când X e minus 1, Y este minus 1, când X-ul e 2, nu 1, am zis, e 3, parcă, imaginea e 3, și când X-ul e minus 2, minus 1, dar luat în 3 și când vine mai ușor să trasez valorile acestea. Iar dacă vreți să reprezentăm grafic, așa va apare, nu? Când X-ul e 0, Y este 1. Când X-ul e 1, trebuie să păstrăm aceeași unitate de măsură. Când X-ul e 1, Y-ul este 3. 1, 2, 3. Așa. Când X-ul este minus 1, Y-ul este minus 1. Deci când X-ul e minus 1, Y-ul e minus 1. Și iată, sigur că am și mulți aici, atunci puși unul în altul, toți se creează periclele acestea toate, care vor, toate, fără să fie pășit vreun punct. Și uitați cum... Și sigur, și la minus 1 încoace, poți și minus... și așa mai departe toate. Și atunci, graficul funcției este această dreaptă, dragilor. Deci, graficul funcției este această dreaptă, pe care am să scriu așa, Y egal cu 2X plus 1. Deci, dacă iau aici un X și găsesc Y corespundător, punctul acesta care verifică relația, cu alte cuvinte. Orice punct de pe dreaptă înseamnă două coordonate, un X și un Y, care verifică relația asta. Deci noi n-am selectat din plan cu punctul ăsta de aici. Ăsta are și el niște coordonate, un X și respectiv un Y, dar n-ar ce notat în mulțimea asta. Deci a face graficul unei funcții înseamnă a găsi toate perechile X și Y care să verifice relația de corespondență. Y înseamnă f de X-ul care apare ca imagine. Și toate aceste perechi reprezentate constituie graficul unei funcții. Deci graficul unei funcții înseamnă mulțimea perechilor X și Y cu proprietatea că X-ul este din domeniul A, iar Y-ul apare din Y-ul din B, da? X-ul din A și Y-ul din B. Asta este graficul funcției. Deci dacă aș fost de Y, de A cu valori din B, a face graficul unei funcții înseamnă toate perechile și Y cu X-ul din A și Y-ul din B, așa încât, să verifici și relația Y egal cu f de X. Da? Să verifice relația asta. Că dacă nu verifică relația, nu pot să prind punctul acela din plan. Sunt toți numai cele selectate, numai punctele acele din plan care au proprietatea așa. Deci, vedeți, o chestiune foarte importantă. Deci, din tot planul, noi selectăm doar punctele acele X și Y care au proprietatea mai sus amintită. Spunându-vă vouă treaba asta, sper că acum vă este foarte limpede ce înseamnă funcție și ce înseamnă graficul unei funcții. În cazul nostru, pentru funcție de egal cu 2x plus 1, graficul său înseamnă această dreaptă. Acum, hai să încercăm să rezolvăm un sistem de ecuații. Deci dacă ar fi să rezolv sistemul de ecuații 2x plus 1 egal cu Y și minus 3X plus 2 egal tot cu Y. Aici e vorba de toate perechile X și Y care verifică și pe prima și pe cele a doua. Și ne întrebăm care sunt aceste perechi. Păi simplu, Y-ul deci egal cu Y-ul ăsta, nu? Când e vorba să fie și una și cealaltă prin sistem, aici înseamnă o mulțime de perechi. Cum ar fi aceste toate, da? Celălalt înseamnă o altă mulțime de perechi. Hai să vedem și pe minus 3x plus 2 egal cu y. Adică ar fi aici, un ascuns y egal f de x
egal cu minus 3x plus 2. Și hai să-i facem graficul. Când x-ul este 0, y-ul e 2. X-ul e 0, y-ul e 2. Când x-ul este, hai să spunem, când x-ul este 1 pe minus 3, da? Deci, cu alte cuvinte, 1 pe 3 este loc. Când x-ul e 1 pe 3, y-ul este 1. Deci, pentru x egal cu 1 pe 3, rezultă că y-ul e egal cu minus 3 ori 1 pe 3, 3 cu 3, și face minus 1 plus 2, face 1. Când x-ul e 1 pe 3, ce înseamnă 1 pe 3? Întregul împart în 3 părți. Y-ul care apare este 1. Y-ul care apare în clipa asta este 1. Și am acest punct și mai am când x-ul e 0, y-ul e 2, când x-ul e 0, y-ul e 2. Și iată, dragilor, prin două puncte trece o dreaptă și mai una. Această dreaptă, știm de la geometrie, selectează din plan toate punctele care verifică relația de aici. Deci graficul funcției de gradul întâi este o dreaptă. Și atunci eu spun aici că este vorba de y, de relația care e y egal cu minus 3x plus 2. Minus 3x egal cu minus, egal cu minus 3x plus 2. Deci y egal cu minus 3x plus 2 e relația a doua. Ce se întâmplă? Aici s-au intersectat. Apare un punct comun. Acest punct comun e predicornatic 0, y0, care se află și pe prima dreaptă și pe a doua dreaptă. Deci punctul comun se află cam în două dreptele, și pe prima și pe a doua. Ei, un astfel de punct care se află și pe prima și pe a doua, da? Deci punctul de coordonatic 0 și y0 care se află și pe prima și pe a doua, este punctul care pe mine mă încântă foarte mult, pentru că acest punct de coordonatic 0 și y0 e cel care verifică și pe prima și pe a doua, spuneam. E soluția sistemului de aici. Adică, în cazul meu, ar trebui să spun 2x plus 1, ca să găsesc 2x plus 1 egal cu minus 3x plus 2, ceea ce ar însemna că 5x egal cu 1, da? 5x egal cu 1, și asta înseamnă că x egal cu 1 pe 5. Deci x egal cu 1, x0 acela care spun, 1 pe 5. Adică, ăsta este x0. Da, hai să-l pun cu o culoare alta. Deci, x0 egal cu 1 pe 5 și y0 care va rezulta, e până în 3, între 2 și 3 trebuie să fie. Ăsta va fi y0. Da? Și y0 acela, care îl găsesc eu rapid, știți cum, n-am decât să dau lui x o valoare și voi avea pentru momentul în care iau x0 x0 egal cu cât am spus cu să iau cu 1 pe 5 1 pe 5 rezultă că y0 va fi egal cu 2 ori 1 pe 5 plus 1 face 2 pe 5 plus 5, hai să spunem 2 și cu deodată să zic 7 pe, 7 pe 5. Adică 7 pe 5, vă spuneam, între 2 și, este 2 și ceva, da? 7 pe 5, de ce nu ne-a dat 2 și ceva? Ce se întâmplă aici? E 1 și ceva. A, 1 a fost aici, dragilor. 2 este aici, 1 și ceva. E corect. Deci, am obținut y0 egal cu 7 pe 5. Iată că ceea ce vedeți acum este rezolvarea unui sistem, în clasa 8-a, chiar din clasa 8-a se face. Rezolvarea unui sistem, sistem liniar, adică x și sunt la întâia și y și la întâia, sistem liniar, în două necunoscute, nu? De-aia sistem cu două necunoscute. Și, de fapt, ar fi intersecția graficilor respective. Intersecția celor două grafice este graficul funcției acestea.
Așa încât eu îmi spun așa, că am reușit astăzi să vă introduc noțiunea de funcție. V-am vorbit și niște funcții speciale. Funcție care presupune cele trei elemente bine determinate. Orice schimbare la un singur element înseamnă alte funcții. Deci toate trei cu rol tot atât de important în definirea noțiunii de funcție. Domeniu, codomeniu și legea de corespondență. Ce înseamnă domeniu? Doar acele elemente pe care le pot găsi imagini. În multe exerciții se întâmplă ca să am dat ce? Să am legea de corespondență și eu să fac domeniul de definiție. Deci toate lucrurile acestea trebuie foarte bine înțelese. Iar am făcut un pas am făcut încă un pas în față, pentru că v-am introdus și noțiunea de funcție surjectivă injectivă. Surjectivitatea presupune ca toți igreșii să fie fericiți, adică să nu cumva să fie un Y pentru care să nu găsesc niciun X încât să fie Y cu acela imagine. Am arătat definiția grafică. Am vorbit de funcție injectivă, adică să nu cumva să existe două elemente distincte cu aceeași imagine, că atunci funcția nu este injectivă. Am văzut definiția duală, cum o facem practică. Îi luăm f de x1 egal cu f de x2 și rezultă neapărat că x1 egal cu x2. M-am întors la funcția de gradul 1. Am văzut că forma generală a funcției de gradul 1 este asta, ax plus b. Am insistat și am spus că funcția f de x egal cu ax plus b în seama și b reale. Am dat aici domeniul definiției el cu valori în el, am lăsat libertate aici și să parcurgă toate noțiunile reale. Adică aici la minus infinit la plus infinit și observ că grecii sunt tot așa, la minus infinit la plus infinit, pentru că în partea asta vor fi numere negative și în partea cealaltă numere pozitive. Și am vorbit și de graficul unei funcții. Ce înseamnă graficul funcției? Perechile x și y care verifică relația respectivă. Toate perechile x și y care verifică relația respectivă. De asemenea, dragilor, am vorbit despre ceea ce înseamnă așa, deci funcție subjectivă, funcție injectivă, funcție bijectivă, graficul funcției și sisteme de ecuații liniare, intersecția grafice a celor două funcții. Și am găsit că ar fi un punct, există soluția, s-ar putea să fie paralele drepturi și atunci nu există soluție. O să vedeți ședințele următoare, voi o să fie la clasă, vă va spune că sunt situații când, de fapt, cum ne imaginăm, când nu am soluție la sistem. Și găsirea înseamnă metoda aceea, cum se cheamă, am zis Y la una egal cu Y la cealaltă. Scoatem o necunoscută din prima, metoda substituției se numește. Scoatem o necunoscută din prima, una ar putea să scot pe X și ar trebui ca X sau pe Y. Și la îndemână Y, că nu știam deja, am pus de desubt și atunci mi-a ieșit că am egalitatea de aici, da? F de X1 egal cu F de X2, mă duce la X1 egal cu X2. Toate aceste lucruri îmi spun mie că trebuie să-mi fie foarte clar noțiunea de funcție, să știu ce înseamnă subjectiv injectiv, iar pentru funcția de gradul 1, ce este limpede, graficul funcției de gradul 1 este o treaptă, că rezolvarea sistemului înseamnă intersecția celor două grafice. De fapt, la orice sistem, dacă ar fi vorba și am ști graficele lor, ca să găsim soluțiile, asta înseamnă. Perechile care sunt comune și la unul și la altul. Adică să se afle și pe graficul primei și pe graficul cele de al doilea. Dar nu totdeauna putem traza graficul care e funcția acolo. O să vedeți în lecțiile care urmează că putem vorbi chiar așa, o să mă duc în lecții care urmează la sisteme de ecuații, nu numai sisteme lineare, dar asta ar presupune să facem și funcția de gradul 2 și să avem mai multe noțiuni puse la punct. Eu cred că într-o măsură, astăzi v-am vorbit despre niște lucruri importante de la noțiunea de funcție și vă spuneam, aveți șansa mare, imensă,
de a merge la Profumării să vedeți acolo niște lucruri spectaculoase, senzaționale, aș spune. Cele care vă vor determina să faceți și să înțelegeți toate lucrurile acestea cât se poate de bine. La revedere, dragilor!